Grupul de acțiune locală Zona Sătmarului a sărbătorit în cursul zilei de sâmbătă 2 ani de existență și o performanță de invidiat. A reușit să atragă 97,5 din fondurile europene disponibile pe acest segment, clasându-se pe locul al patrulea din cele 163 de grupuri de acțiune locală existente la nivel național. Managerul GAL Satu Mare, Toga Iudita, a apreciat că în planul de dezvoltare locală au fost prevăzute un număr de 55 de proiecte, iar până în prezent s-au contractat 60 de proiecte. În timp de 2 ani de funcționare s-au semnat 60 de contracte de finanțare, ajungând astfel la beneficiari peste 2 milioane de euro. Care este procentul de... 97,5% din banii alocați pentru strategie au fost contractați deja și am toată convingerea că la finele anului următor se vor finaliza aceste proiecte. Mulțumesc. La nivel național, pe ce loc sunteți? La nivel național suntem pe locul 4 dintre cele 163 de galuri existente în țară. Președintele GAL Zona Sătmarului, Mick Robert, a precizat că aceasta este prima sărbătoare organizată încă de la înființare, care are menirea să încununeze 2 ani de succese. Astăzi asistați la organizarea zilei GAL-ului. Este prima ediție care se organizează în viața acestui GAL. Vor fi invitați din toată țara, să spun așa. Este organizat în colaborare cu cele 11 primării, în colaborare și cu partenerii privați, cu producători agricoli. Vor fi fel și fel de concursuri, vor fi prezentări, fiecare comună vine cu ceea ce are mai de valoros, produse tradiționale din fiecare comună, trupe de dans, trupe de cor. Va fi un eveniment de amploare. Directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Gabriel Mihali, a ținut să felicite conducerea GAL Zona Sătmarului pentru rezultatele în cei 2 ani de activitate. Noi avem o colaborare foarte bună cu galurile din județul Satu Mare. Sunt, după cunoștințele mele și după statistici, între primele din țară. Își dau, pun eforturi deosebite în atragerea de fonduri, stau foarte, foarte bine, ne bucurăm și avem convingerea că pe noile fonduri venite în 2014-2020 vor avea la fel de bune rezultate. Se vede că sunt foarte aproape de comunitate, de altfel ei fac parte din programul LIDER și se dovedesc cu adevărat că sunt lideri în zonă. Sunt un ajutor de nădejde și sperăm să păstrăm aceeași colaborare și în viitorii ani. Teritoriul pe care operează GAL Satu Mare cuprinde localitățile Viile Satu Mare, Odoreu, Păulești, Vetiș, Botiz, Livada, Micula, Lazuri, Socond și Dorolț și o localitate din județul Maramureș, Bicaz.